Doamnelor, domnilor, bună seara! Urmăriți în continuare programul informativ Evenimentul Zilei. Producătorii agricoli din mai multe raioane ale țării au participat la Târgul Coșul de Aur. Acesta a fost organizat în orașul Iedeneț, cu susținerea băncii ProCredit Bank. Oamenii au avut posibilitatea să facă cumpărături și să admire dansatorii de la Soroca. În piața din centrul orașului Iedeneț a fost organizat în premieră Iarmarocul Coșul de Aur, la care au participat producători agricoli din raioanele Iedeneț, Ungheni, Ocnița, Drochia, Soroca și Bălți. Inițiativa petrecerii unui astfel de târg aparține băncii ProCredit Bank și a fost susținută și de autoritățile locale. Noi am vrut să formăm, să dezvoltăm o platformă eficientă unde producătorii agricoli, clienții noștri sau potențialii clienți, să poată să-și promoveze produsele, să poată să discute la direct cu parteneri, cu aceleași agricultori, să poată să schimbe experiență, să obțină careva practici noi și, nu în ultimul rând, să-și vândă producția sa proprie. Inițiativa ProCredit Bankului, care a venit de a organiza anume un iarmaroc agricol, rămâne a fi destul de salutabil, încât agenții economici din agricultură de obicei nu prea au șansa de a-și promova marfa în oraș, de obicei piețele orășenești sunt arhipline, arhiocupate. Aceasta este o șansă în plus de a-și promova tot ceea ce a realizat peste an. Cei circa 60 de producători și-au expus spre vânzare produsele agricole crescute de ei și au salutat ideea desfășurării unui astfel de iarmaroc. Mi-am venit cu varză, cu cartofi, cu seclă roșie. Ar fi mai bine să fie mai des așa iarmaroașe la noi în raion și peste, poate un găsit producători care... și clienți care scumpiri să avem unii realiza producția. Venit la iarmarocul de astăzi să realizez legumele care le-am crescut în serie și vreau să spun că organizarea unui astfel de iarmaroc este foarte binevenită. Vrem să mulțumim la ProCredit că ne-a oferit credit și posibilitatea de a ne promova în afacerea noastră. ProCredit Bank întotdeauna ne-a susținut. Poate fi un procent și mai mare, dar în orice caz ne mai intră în situație, ne mai susține. Avem legături, suntem foarte mulți creditori din sat, din regiune, din comună, care lucrăm de mult cu ProCredit Bank. La târg au participat și meșterii populari. Ceramică, decorativă, de uz casnic, oliță, ulcioare, borluie. Slavă Domnului! Ce este cel mai întrebat? Oalele. Iedenițienii s-au arătat mulțumiți de iarmaroc și spun că în prag de iarnă acesta este binevenit. Că pentru locuitorii acestui oraș o însemnătate mare are acest iarmaroc. Pentru a-și realiza scopurile, pentru a-și împlini visurile cât de cât, pentru a-și aproviziona familiile pentru iarnă. Bancului e ProCredit, îi aduce mulțumiri pentru organizarea acestui iarmaroc. Tot e bine, e frumos, e vesel, avem de unde alege cumpărători tare mult. E foarte bine, foarte frumos, prețurile parcă sunt normale, nu sunt mai mari ca la piață, producția e de calitate mai bună. Este de toate, normal, dar și mai des așa. Prețurile vă aranjează? Da, nu scumpe, e normal. Pentru viitor, ProCredit Bank își propune ca iarmarocul Coșul de Aur să devină o tradiție și să se desfășoare și în alte raioane. Astfel, banca tinde să stabilească standarde noi cu privire la calitatea de servirii clienților și o etică incontestabilă a relațiilor de afaceri, prin oferirea serviciilor financiare în condiții echitabile, contribuind astfel la creșterea încrederii populației față de activitatea băncilor. Doamnelor, domnilor, ați urmărit evenimentul zilei pe care îl puteți accesa și pe internet sortv.md. O seară bună vă dorim! La revedere!